Ediția de anul acesta a Târgului de Crăciun de la Craiova va fi una adaptată pandemiei de coronavirus, iar din cauza restricțiilor impuse, autoritățile au fost nevoite să regândească în totalitate modul în care se va desfășura acest eveniment. Nu va mai fi o singură locație, ci vor fi două, vor fi mai puține căsuțe decât au fost în alți ani, nu vor mai fi locurile de joacă pentru copii, nu va mai fi nici măcar patinoarul și, de asemenea, am gândit o locație unde ar putea să se plimbe de asemenea craiovenii și în parcul Nicolae Romanescu. Târgul de anul acesta aduce pe lângă restricții și surprize, tocmai pentru a introduce pe craiovenii în atmosfera de sărbătoare și pentru a uita de perioada dificilă prin care trecem. Anul acesta am vrut să punem în valoare clădirile din centrul istoric, să nu mai fie acea plasă care acoperea pur și simplu fațadele clădirilor, plasă de beculețe, ci să fie chiar pe clădiri puse ornamente, așa cum sunt la marile târguri de Crăciun din Europa, și de asemenea căsuțele acelea urâte maro au fost vopsite în culori de sărbători, sunt roșii cu alb, cu niște fotografii. Inspirația, desigur, a fost de la Târgul de Crăciun din Colmar, care în ultimii ani a fost declarat totdeauna cel mai frumos din Uniunea Europeană. Târgul de Crăciun din Craiova va avea loc anul acesta în perioada 28 noiembrie-1 ianuarie 2021.